e o chestie normală. Eu nu cred că Orban va mânca bătaie, pentru că dacă face congresul așa cum și-a propus în septembrie cu delegați prezenți fizic, e mult mai bun decât Câțu și decât Boc la așa ceva. Și cunosc organizațiile. Nu, e primul rând, îi știe pe toți din organizație. Știe pe asta, deci, în continuare, sună 20-30 pe zi, care stă de vorbă, le știe numerele pe din afară. Câțu habar n-are. Nu, aici întrebarea este dacă va fi Boc contracandidatul, nu Câțu. Boc, deci, după părerea mea, va candida. Eu știu pe Boc că e fricos. Ei, da, da. De ce s-ar băga? De ce s-ar băga? Pentru că există o mare presiune din zona Ardealului. Adevărul e că modul în care a negociat Ludovic Orban cu USR-ul și cu DMR-ul a fost de tot râsul. Ca să ajungă președintele Camerei Deputaților, a dat tot. Da, și a scos din minți, i-a enervat. În Ardeal e o problemă din punctul ăsta de vedere, pentru că nu există niciun ardelean care să aibă o poziție în guvern. Nu există lucruri care să îi satisfacă, pentru că au ajuns la Cluj să aibă prefectul DMR. La, și cine devine Orban? La Bihor la fel. Seara. Deci, parcă îți pare rău de ea. Să știi că în zona aia lucrurile astea contează. Da, contează. Iar modul în care l-au sfidat pe Orban în vizită la Cluj a fost clar, e o declarație de război. Și eu cred că vrea și Iohannis să-l schimbe pe Orban. Stai un pic, de ce ar vrea? Pentru că Iohannis vizează postul de președinte la PNL. Bravo! Da? Aia am zis-o și eu la un moment. Da, da, da. După terminarea mandatului, iar Orban... Ăsta nu pleacă, mă, din țară după terminarea mandatului? Unde? Unde? Cum unde? Unde au plecat și părinții? Oașului. Când au renunțat la cetățenia română? Nu. Ce mai vrea, mă, ăsta în România? Mai ești xenofob. Ești rău, da. Ești chiar rău. Bă, să se duce direct în Miami, mă, terminați. Nu există. Ce părinții? Nu, Sasone. Nu se duce mai. Păi nu, de aia are el case pe acolo, ca să nu se ducă la el. Nu pot să spui una ca asta. Vreau să vă arăt o chestiune care... Nu pot să spui una ca asta. Da, să scoatem, te rog frumos, și burtiera puțin, da, așa, ca să se vadă, da. Vreau să urmăriți, să urmărim cu toții acest filmuleț care rezumă în mod fericit ce se întâmplă în momentul de față la, apropo de congresul PNL. Ia uite-i, da. Cine era? Iulian Dumitru. Deci, bă, da. Băi, dracu, mă, cât e și la fel? Da. Băi, genial! Băi, cine a făcut-o? Da, e genială!